Da, se făcea că aveam o iubită la un moment dat, cum se întâmplă tuturor. Ți amintești tu așa de pe vremuri, da, te rugăm. Și cum mergeam noi prin mall, o aud oftând. Mă uit drept pe dreapta, în dreptul unor brățări. A urmat evident o tură prin magazine, ce-i place, ce nu-i place, nu știu ce. Ea voia un pulovăraș, mie nu-mi plăcea pulovărașul, în fine, de ale tinereții valuri. Vine ziua ei, îi cumpăr brățara, aflu că ea voia puloverul. Over and out. Deci, Valentin, te asigur, dacă îi cumpărai brățara, voia puloverul. Dacă îi luai puloverul, voia brățara. Deci e clar că e ceva acolo. Cine știe? Pe viitor, stau, părerea mea, cred că sunt cadouri cu care nu dai niciodată greș. O vacanță, de exemplu. Vacanță? A spus cineva vacanță? Exclus. Sigur, eu o să vreau la munte și eu o să vreau la mare și ajungem de unde am plecat. Sau poate nu. Și fii atent de ce spun asta, pentru că la vecinii noștri, la bulgari, există un orășel care, despre care foarte puțină lume știe. Melnik se numește. De acolo, însuși Winston Churchill se aproviziona cu vin. Vin roșu, Valentin. Unul dintre cele mai vestite și bune soiuri din lume. Și acum să o lăsăm pe colega noastră, Andreea Gherasim, să ne povestească mai multe. În regiunea Melnik din Bulgaria e sărbătoare mare, Trifon Zarezan, ziua viței de vie. Trecem din iarnă în primăvară, iar asta se face acolo printr-un obicei păstrat din vremea tracilor. Localnicii scapă de uscăciunile din vie, iar la final stropesc vița tăiată cu vinul din recolta trecută pentru struguri mai mulți în acest an. And believing that this year will be very good for the vineyards. And of course there will be a very very good wine. Pentru asta e nevoie și de suport divin, așa că preoții sfințesc via, iar sărbătoarea continuă cu festinul, unul tare bogat pentru că femeile pregătesc bucate de tot felul. Și dacă la început localnicii erau cei care se bucurau de moment, acum turiștii sunt cei mai încântați și vin special pentru asta cu zecile la finalul fiecărei ierni. We're very happy to celebrate a very special day for the wine making process. It's actually the beginning of the working on the vineyards, because till now it was the winter period, everything was sleeping, but these days the nature is waking up and the vineyards, you see this this young vineyard, this young part of the vine that should be cutted in order to keep the power in the older part of the vine. Melnik este cel mai mic oraș din Bulgaria, nu are nici 300 de locuitori și totuși este celebru mulțumită vinurilor sale. Sunt pline cramele de turiști și degustători. Știm deja că vinul a devenit un ingredient foarte des întâlnit în gastronomie, dar trebuie să știm foarte bine cum să-l folosim, așa că astăzi stăm de vorbă cu șef Vasil. Hello! Hello! Tell me what we'll do today. In Bulgaria, in this region, today is Trifon Zarezan. Actually, this is the day of the vineyards, the day of the good food and good wine. And we prepare some special dish, some special food for this reason. The wine is really important because the wine is flavor. This is our salad with root vegetables. And this is really special. This is Syrah. Adică unul dintre vinurile roșii cele mai apreciate în lume. Pe lângă salată, șef Vasil a preparat cu ajutorul lui paste, dar și două deserturi, printre care și sufleul bulgăresc. And this is our dessert. Three varieties of chocolate.